Deci, pare și o cază. Dă-o și mie cartea mare. Pe aici așa. Cum o să zile? Lungă a fost drumul. Nopții către zi. Și care în parte, zic eu, a beneficiat de întuneric. Pe de-o parte, șansa să fim liberi, liberi în gând, liberi în verb, liberi în speranță, și mai ales liber în a acumula cunoștințe, date, informații pe care majoritatea celor care eram noi încărcător, miniștri generali de armate, generali de mari unități, profesori universitari, în fine, un registru de valoare care aparține să cândva scrisătății, și chiar autorității unor departamente, unor instituții fundamentale ale țării noastre. În fond, în pușcările noastre, în temițele respective ale Republicii, se putea face, se putea organiza 10 de universități. Fiind tineri, fiind de, precum un nisipul doritor de apă, eu și alții și subsemnate, am încercat să aflăm cât mai mult. Și acolo unde sinceritatea era o condiție nu numai prezentării, ci și a confirmării, de exemplu, pe 20 august, noi aveam pe majoritatea celor care împropriseră de acest sinistru act și care a început să înțeleseseră în diferite puncte, zic, de recepție a țării, când se adunau, când, în fine, reușeam, nu noi, și administrația, să avem împreună și odată s-a petrecut ocazia asta nemaipomenită la Camera Generală, cum o desbătesasem noi la Jilau. Și unde au pus o semne întreagă de, să zic, informații care intrau și în categorii, în acestea subiective, chiar din manologie, chiar de prezentarea unor portret. Ce ai făcut, cum te-ai prezentat când ai ieșit în maestatea asta, așa undeva, ce faci? Și tremura. Ce ai făcut dumneata când ai stat în spatele perderii? Nu ai fost în spatele perderii, domnule. Eu te-am văzut că nu erai. În fine, se întreagă de lucruri ăștia care au acum și un amuzament. Ce este că, dacă e vorba să mă refer de partea unor oameni care pot judeca de la UNESCO, din cadrul care primea telefoane, că se petrec lucruri necurate la Palatul Regal și că trebuie să anunțe mai departe pe Vrădescu sau pe general Popescu, comandantul regimentului de grantă la Antonescu, care era la Ștefănești și care era cu un simplu tiru și-a fi vărsat un proiectil deasupra palatului, evident că cele, nici măcar au noi două putoane, erau un puton și ceva. Și cu niște tanchete care erau, i s-a părut curios. Le referesc că tanchetele erau cu punurile, cu țelii de fleacuri, așa, cu seama către interiorul palatului. Și ce-a face remarca asta, dar n-a ajuns la curiozie. Ultima informație ce se înseamnă că încă rezervorul nu este plin, mi-a fost dat de către, n-am autorizația, n-am să se aprobarea, să spun, un coleg de-al nostru care trece, care este nepotul unui fost adjutant legal, care mi-a spus că Andreescu vine pe la minte, pe la biserică, pe partea stângă, cum trebuie la bat. Și îl întâlnește pe acest agătan tânăr, locotent sau că fie înțeleg că locotent. Și întreabă cu tare ce face, a spus pe nume, mă rog, și domnule Mareșal,
Mi-a raccolto una mamma con una piccola. C'è la c'è Gesù. Adică la ce cum poate. Ăsta se plătește, știa, nu știa, cred că mai nu știa de că nu știa, fiindcă era foarte aproape față de un alt personaj din familia legală. Dom'le, și îi spune, dom'le, tata, credeți-mă, e o mizerie multă sus. Am trămis-o cum cei care știm, ce am auzit despre el, l-am văzut numai de două ori, dar alții cunoșteau foarte bine, special cel care mi-a fost mie prieten ani de zile afară, după eliberare, dar și înăuntru, un pasaj ăsta, o gherlă sau o jilavă, erau de comandorul Popescu de Veselu, care fusese el cu tatălui meu, mă rog, și care timp de vreo 2 ani și ceva, aproape 2 ani de zile, era anchetantul, să zic, de casă al Marișalului. Tatălui Vladimir, poate spune de sână. Da. Am făcut și din sub pușcărie, cum era numai. Dom'le, v-am dat numai acest exemplu de ce înseamnă să mergi în paralel cu informația. Să-ți calculezi, să-i estimezi izvoarele. Să le pui, dacă posibil, în legătură, chiar dacă ești să capeți versiuni contradictorii sau versiuni care nu își unesc la un ac, să zic drumul, ca să spui că coincide. Fiindcă adevărul, știți foarte bine, mereu se distanțează de noi, mereu devine, să zic, și cu ironie, cum înseamnă într-o legătură franceză, că dacă noi am fi fost contemporani cu Revoluția franceză, am fi scris mult mai puțin de pe ce scriu acum urmașii. Fiindcă toți istorici, și nu numai istorici, toți vin cu un punct de vedere, cu un unghi. Și depinde, ca la un goliometru, depinde unde pui ea. Și depinde ce informații ai, ce dorință ai, fie de ridicare, să zic, a prestigiului, fie de colaborare sau de ce înseamnă prezența în istorie. Acum, dincolo de această observație, m-am gândit ca un preambul, mi-aș permite să vă dau câteva exemple care încerc să le citesc așa în timpul lui extrem de redus pe care cerberul meu din dreapta mi le sugerează. Mai chiar mi le impune. Știm cu toții și aici merg așa, într-un fel de, într-un regim axiomatic. Știm cu toții înseamnă regimul comunist. Și apropo de ce s-a spus pe faze, pe periodizare, așa este. Dar dincolo, cum îmi spunea colonelul, chiar în preajma, în vara anii 89, l-am făcut general și l-am prins general pe Vasile Țigan, și care aveam eu, mi se pare că ai avut și tu, ocazia să ne mai cheme pe la Beldeman 2, pe colț, acolo etajul 2, e, îmi spunea la un moment dat Vasile Țiganu, îmi spunea, bă, așa, imediat după 68. După 68, nu zic că am făcut un mare lucru, decât că am pregătit două mașini prin care noi, dacă venea invaziunea, să o șteni și noi, că chiar am așa poști, nu puteam să fim, să ne mai puiem o dată mâna pe noi. Și pregătisem două mașini. Evident, deja securitatea invadase toate celulele ăștia ale noastre special care ne conjurau, dar la ești o cetățe române, ce să mai discutăm? Se poate de afasă. Și m-a chemat la o săptămână, două, și mi-a zis, cum eram cu mașina? Cu mașinile două erau bune? Vă spun de că, nu știu dacă mi-a schimbat culoarea, dar mi-a zis care o fi fost din noi, eram 8 sau 9 în cele două mașini. Și mi-a zis, ce credeai, dar lucrurile rămâne ca un fel de provocare, principiu. Ce credeați voi? Că dacă pe noi ne interesa mișcările de trupe sovietice din Bulgaria și că ne uitam peste Prut cu spaimă, cuvintele sunt ale mele, nu avem grijă mai departe de voi?
bandiții? Și îi spun și o, o replică pe care nu cred că am avut nevoie de curaj. Domnule colonel, atunci, conform celor spuse de secretarul general, atunci ne-am fi găsit cot la cot în spatele unor baricade, poate ar fi avut și arme, și s-a uitat Vasile, statură mică, cam la 45-50 de ani, așa, ce vă știi că ai dreptate, am fi tras. În gândul meu, da, dar poate am fi tras în primul rând în voi, fiindcă nu se știe dacă până la urmă ultimile gloanțe nu erau, sau în urmă, cele de început nu erau cu foști de baniți. Asta a fost un gând pe care vă mărturisesc, că în niciun caz nu puteam să-l declar. Mă întorc acum în fond la ceea ce vreau să vă comunic. Securitatea a fost cea care la un moment dat se ridicase în cotă deasupra partidului. Și am avut prilejul și în pușcărie, dar și ulterior, după 89, s-a constat că era un adevăr. Că chiar și ei se temeau de programele pe care le făcea, pe care le alcătuiau. Și nu erau programe făcute numai la pe puntea de argint, cum se spune, într-o terminologie alpină, pe Everest. Nu. Și de multe ori era o comandă, o comandă insinuantă. Ia vedeți voi ce face cu tare și cu tare, cu tare. Am avut prilejul și am în continuare să am din când în când discuții cu Valentin Ceaușescu, care mi-a spus o serie întreagă de lucruri, de care că a fost Ceaușescu, a fost izolat cam din prin aprilie, nu îi se mai dădeau reviste, cenzura o făcea chiar ea, sau cei care erau în jurul lui mă apropiați. Să mai deschidea câte o revistă, securată, poate, la o partidă de tablă publică. Dar la cancelarie, unde se puneau mandările întregi de reviste, dispăruseră. Opinia lui Valentin este că s-a pregătit cu minuție, să zic, desfășurătorul. Și încheierea lui, fericesc, ultima zi, sau ultimele zile când s-a spus că va fi în joia teribilă, va fi acel spectacol, că a fost un spectacol pentru securitate. Am avut prilejul aici, să stăm de vorbă, să stau de vorbă, să întreagă, numai un lucru l-am aflat. Știu și cine a tăiat conducta aceea, așa, vocea, așa. Nu știu încă și mă rog să mă iertați, vă declar că mi s-a tăiat de salariu, nu știu cine a aruncat petardele, două petarde au fost. Că sunt mai mulți care zic, dar mă întreb dacă i-aș fi dat un pistol în Walter 635 sau în 766, dacă ar fi știut să facă ceva cu eroii noștri de duminică, cum îmi pot zice. Și asta e o categorie pe care odată o să o închinăm lor. Așa să intru acum în problema pentru care am înscris aici. E vorba de un proces care este unic. E vorba de reeducare și care a pus în dilemă, într-o problematică acută, Comitetul Central. Încep cu spatele. Încep acum să o iau din ceea ce ulterior ani de zile am aflat suprapus. Categoric această reeducare a pornit dintr-o inițiativă care a aparținut Meaiului, respectiv lui Pintilie, cea mai bun ajutor al lui, bineînțeles, că ajutoare de la Nicolae. Dar îl pune acum și pe Mazuru și pun pe Gavrile Birtaș. Birtaș care avea funcție de general. Au mai fost și alții care poate au ajutat și pe care nu avem cunoștință de ei. Ce este că Tevare Georgescu știa acest lucru. Planurile lor erau firești. S-ar putea să fie inspirat de la consilierii sovietici, și sunt convins că da, fi că am avut prilejul cu capitan
care a fost șeful de cabinet timp de 6-7 luni de zile al Teohanii și spunea că în fiecare dimineață îl întreba pe capitanul, pot să-i spun și numele, mă rog, care s-a cu noi la Iela, bătând 26-27 de ani, îi spunea, ai vorbit cu tovarășul și erau trei. E, sunt convins că o astfel de operație care urma să compromită ce? Să distrugă ce anume sau pe cine? Coloana vertebrală era studențime, normal. Între 700 și 800 de studenți. Nu numai concentrați la Pitești, dar aruncați și la unde penitenciară. Da, nu, pleu erau la Pitești. E, ori acest lucru a fost gândit fie extramuros, ca o inspirație mai bogată, cu experiența pe care au dat ei, fie dintr-o inițiativă care, în mod categoric, a fost prezentată Consiliului Sovietic. Dar una e vorba, alta e scrisă. Mă rog, atise pe Atena Isai, e vorba de un extras dintr-o poezie a lui Nichifor Feinic. E, ei au gândit într-un fel, au încercat să realizeze o regie potrivită cu, să zic, tradiția unui minister de interne, nu? Au izolat o pușcărie pe Pitești, au făcut o școală aici, lângă Biserica Luterană, și-au creat cadrele, am toate etapele acestea, să zic, fixate, de care pot să răspund eu, scriptic, document. Ce s-a petrecut? Și-au ales un corp de elită pe care îl aveau, îl făcuse tot ei, așa, la Suceava. Au fost aduși și eu m-am bucurat, acum ca să dau și eu să-mi spun buletinul, a fost prima serie masivă de operanțe, așa, de studenți care am trecut în noaptea de Crăciun. Când noi cântam, ne pregătisem și chiar murmuram orice veste minunată, a urmat, să zic, această detașare a prăpădurii, în care au zburat urci din găvane, s-au lupte. Ce este important, că spre dimineață, când, și e bine să vă dau tabloul acesta, așa, exista o bandă de studenți lângă fereastră și masa aceea de supliciu, care era o masă mai întinsă, mai largă, așa, am identificat niște para-eroi, nu? I-am întrebat cam ce obiecte de preț erau fost acolo, ca și ferestele vreodată. Și pe unii am eliminat din prima dată, ca para joc. Bun, dar toți erau eroi de la 4 spitali. E, și pe la 4-5 dimineața a venit acest director Dumitrescu cu câțiva cavalii soliți și ne-au mai tras o porție care mai erau în picioare. Erau foarte puțin restul, eram toți atunați în madă, într-un morman de trupuri lângă fereastră. Fereastra pe răsărit. Nord-est. Bun. Vreau să vă spun că lucrurile au plecat de la început cu o expresie, să zic, de anchetă. Să-i bați până când sare carnea de pe os. Și așa au stat și pe trec. Bun, dar nu acesta e important. Important că, încerc să mă, avantajele din partea voastră, din partea mea, că le cumesc de-a trăit. Acum, încerc să vă spun că depășirea, punctul sensibil, punctul de clopot care a fost, unde ei n-au mai putut, ei s-au despărțit, pe de-o parte, acest centru care avea o dublă misiune, sunt și sub pozițiile mele. Prima cea vădită, recunoscută, mă rog, afară a unor informații. Așa zisa, eu știu, despărțire de trecut care se putea face numai și numai prin mărturisiri, prin darea învedeaca celor care nu erau. Ceea ce, să știți că acest proces impus pasăminte ca să arate cât de mulți și cât de bine s-au reeducat reeducatorii sau reeducații,
n-a convenit deloc securității regionale, securităților regionale. Bă, nici de ce? Fiindcă cei de acolo erau deja condamnați. Aveau în spatele lor niște cartone, niște dosare, pusesele condamnați pe ce făcuseră. Și era o infirmare a securității lor. M-ați înțeles? Și a securitatea. Deci, primul clinci, prima disensiune este să creează chiar în cadrul securității. Între regionale, de cei 4 sau 5 mii de securiști care activaseră, care operaseră, care alcătuiseră nu numai dosarele lor, dar și, bineînțeles, condamnările, nu? Și Comanda Supremă. Comanda Supremă, în special, cel care am avut și privilegiu într-o noapte de 31, am noaptea de anul nou, nu numai eu, dar și generalul Carlaunț, mie cel puțin mi-a spus, Nicoschi, într-o românească relativă, că să fiu liniștit, că bine, într-o fine, a pomit acolo, nu prea, într-o urmă de nocturnă, nu prea și-a încetat pe nocturnă, era nu pierde față minte, vom avea un regim. Rânja. Nu era gras, echipul era măcat într-o... Nu luasă nicio șubă. Era un gel de-a groaznic, dar era îmbrăcat într-un fel de pardesiu alb. Sau mi s-a părut mie, că așa unul sau două noapte. Mă rog, așa-ți amănunte, să zic personal. Vă spuneam de această limită depășită. Când a apărut momentul Weiss. Colonelul Weiss, care condusese un departament al pașapoartelor, deci care avusese contacte directe cu pătura superioară a mea iului, intrase în conflict cu Marin Jean și el în același front, în același pluton. Marin Jean se încurcase cu foarte multe lucruri, printre care și nu numai el. Am avut prilejul să stau lângă acest om din 6 iunie, 6, parcă de 6 iunie, până în octombrie, când a fost săltat, a fost de mare, a avut să zice o hemoptezie la TVC, asta i-a salvat viața, faptul că avea, era bolnav la ambii plămâni, mă rog, avea chiar premotorax pe stânga, s-a părdat în importanță, pentru mine cel puțin. Cert este că omul acesta a fost condamnat fără să fie. În general, comuniștii aveau respect față de ce înseamnă tablou, regie. Trebuia să fie și familia când te condamna. Trebuia să fie și muncitorii care urlau moarte cu tare. Trebuia, știi, foarte bine dimine. Și această regie care era scrupuloasă. Trebuia să fie copii, trebuia să fie asesori, care nu știu dacă știau alfabetul. Mă rog, să zic, regia era aproape perfectă. Chiar când l-au judecat pe Beria, ce am citit eu, nu se știe dacă mai durea Beria și nu era o sosie, bineînțeles, a lui. Dar la noi s-a respectat, muncitorii din Craiova au urlat sau zic, bun. L-au dibuit pe acest vintilă, Weiss, pe bunicul s-a chemat Albu. Mă rog, a trăit prin satul de sălătărie, Pantelimon. Bun. Și era tuberculos el, tuberculos eu. Pe scurt, am stat cu el până când, în fine, ne-am despățit. Și cu mine că suntem în viață, el nu. Am rămas uluit omul ăsta, ce căutam, avea încă ceva dintr-un fort la uniforma lui, când mi-a spus că a avut funcție de general, când a venit, că i-a tras la jurătură, bineînțeles, așa de recomandare lui Marin Jean, el m-a băgat, ce condamnare ai, i-a dus 10 ani, păi n-ai spus nimic, că ce, păi m-au luat direct de la Uranus e o pușcărie care o cunoaște, și care l-a vărsat direct, fără să-l mai treacă prin tribunal. Pe scurt, omul ăsta, datorită Platonului, nu știți, noastră, era păzit zi și noapte, și în fața noastră era
un canton student la matematică, care îi datorez, nu noi, nu eu, sau mai zecilor și sutelor de studenți, sau nu numai studenți, care chiar nu a fost numai, să zic, nu s-au apărat numai cu studenților, chiar că majoritatea erau muncitori și țărani, ori acest Ghisără II, student de la matematică și de promoție anul 4, ne-a păzit de așa manieră cât puteam să vorbim, mai mult decât atâta, când se apropiau cei care controlau punctele de control, ne-a păsat pe picioare, pe pătură și încetam. Ce este camindat în orizontul lui de șef al departamentului pe țară a pașapoartelor și asta n-a fi fost nimic, încetul cu încetul a răbuvit în el, zis că ura, de ce m-au dus aici, ce caut, așa, și în fine, a fost o corespondență între noi. Cert este că omul ăsta, care cunoștea o serie întreagă de afaceri petrecute la nivelul cel mai înalt, până la Tehoai și până la Anacoper, a fost adus. Avem toate documentele, schimburile acestea, avem scrisoarea, de exemplu, a lui Nicolski, spune, s-ar putea să vrea să compromită, să compromită cadrele superioare. Mă rog, sunt lucruri extraordinare de arhivistică trăite pe viu. În asta constă, să zic, în fond, frumusețea adevărului istoric. Să poți să confrunți cele trăite, dacă e cazul, nu? Cu cele aflate și să intru și cu documentele care, în general, sunt cele mai îmbâxite, cele mai penetrate de obișnuință, nu numai la sovietici, nu numai la noi, dar și în Germania și peste tot a fost o dictatură, sunt cele mai falsificate. Omul ăsta a plecat, a fost dus cu mașina, bineînțeles, păzit, da, ca nu cumva să fie suprimat pe drum, a avut o șansă și care el mi-a spus de atunci. A făcut parte din serviciul de informații a lui Bodnaraș și care, evident, că era serviciul de informații a lui Dej într-o perioadă inițială. Pomă din nou s-a adunat. Și era cunoscut. Ce am citit noi de materialul scris de el este sufos. Nu știm și nu avem prea multe lucruri, să zic, de ordinul zero. Avem însă aici, îmi permiți, avem aici un document care a semnat pentru noi foarte mult. E vorba de un raport al generalului Evgenie Tarase, prin care îl spune că face un fel de rechizitor asupra reeducării, prin care spune el, securitatea a fost compromisă. El a făcut parte dintr-o comisie specială a Comitetului General, care l-a anchetat pe acest Weissvintilă și în care, evident, că Weiss a spus tot ceea ce știa, tot ce se aflase și tot ceea ce mai și imaginase vis-a-vis de el. El a primit decât o singură palmă, o pot spune acum public, de la Vasile Pușcaș. Toți deținuții mei care au fost acolo, toți recunoaștem că n-a fost bătut. De altfel, am și spus în diferitele discuții, că un singur punct dat acestui om îi provoca o emoptizie și se termină totul. Pe seama celor spuse până acum, și întrucât nu mă iartă domnul Florin, care stă cu hangerul în data mea, vă pot spune că am aturat câteva lucruri cumplite, de care vroiam și am abandonat acum, nu se cade eu să vorbesc prima de oră și alții să ne rugească de loc sau de vanunte. Vreau să vă dau un exemplu și cu asta închei. Un tânăr student, Mișa Cornel, este asasinat în fața noastră la camera 4 spital în 27 februarie, fiindcă își permisese în naivitatea sa să facă un raport, să iasă la raport în fața unei comisii în care era acolo și nu Nicoți, era Marijanu, era colonelul
colonelul Căpumaru Constantinescu, Marin Constantinescu, nu? Și aici ne putem juca cu presupunerile, cu aprecierile. Era și un delegat al Consiliului Politic de MEAI. Întrucât nu am certitudine asupra identității sale, nu îi dau, să zic, interpretare. Omul ăsta a ieșit, depărtare 5 metri, și permiteze la sfârșit, când ei se plec așa, aproape că închizeze oblonul ușii, permiteze să dau raportul, să vă dau raportul. Ciorcanul era de față, cu toți trăirii din el, a fost ascultat și am în această carte episodul. Să zice, răspunsul a fost imediat, bandiților, să zice, sunt mersi, să ne mulțumiți că mai sunteți în viață. S-a închis ușa, Dumitrescu, eu l-am văzut cum a dat din cap, el a închis ușa, comandantul pușcării, nu? Un tip de super care se boxeor cândva, i-a făcut semnul ciocanul, s-a închis și pur m-a urmat asasinarea unui tânăr. Cu un fel de preambul, un fel de rechizitoriu acuză, de ce și-a permis el și a fost crucificat, a fost pur și simplu a avut partea aceasta pe care mulți ne-o doream, să murim, să, nu numai să murim, dar să mai avem puterea să și mărturisim. El a avut acest curaj. Vreau să vă arăt formă tot aparatul care s-a declanșat, toate scrisurile între Direcția Generală pentru Deceabă, declarăm sau nu, părinții lui, părinții acestui om care stătea pe strada martiriului. Martirul Corea. Sunt lucrurile astea care nu se pot explica decât dacă merge în transcendere. El e numai un exemplu. Restul puteți să citiți, vă puteți imagina în special ce a fost acolo. Poate cândva Institutul nostru sau Federația de Sfântul Politici va lua ca o fel de misiune, așa, obligatorie, cercetarea procesului și laboratorului acestuia care a întrecut orice fel de măsură, pot spune, în care s-a înfundat în subconștientul uman. În legătură cu ce spunea Rădu, există o carte scrisă de un tânăr, Alin Mureșan, despre Pitești, ediția a doua, în special, care dă multe, multe amănunte. În care, în fine, l-am convins pe Alin, da. Dar așa nu știu cum e la român. Întrebe să mor, eventual, nu? Și să-ți facă parastasul, decent. Și așa și la noi, la istorici, trebuie să-i spun, pe lui Alin am avut o discuție, pe chestia amuzantă aici, m-a întrebat lumea cum s-a aflat. Și l-am întrebat pe băiatele, mă rog, doritor să afle și băiat corect, versiunea lui. Păi s-a expediat un bolovan peste zidurile, peste micida Gherli. Și l-am întrebat așa, știi cam ce depărtare a existat peste ziduri, așa? În cele din urmă l-a acceptat pe Weiss, și până în ediția a doua am plătat și în special a pomenit de cel care ne-a păzit, ne-a ocrotit, studentul în matematică, Ghiță Rădoi. Ok, mulțumesc celor 5 comunicatori din această primă parte a secțiunii a doua a conferinței noastre. Am să anunț și programul care urmează, deoarece domnul academician Răzvan Deodorescu are un angajament care l-am dat încă de la început. Dacă sunt câteva întrebări, comentarii, strict pentru domnul academician, dar foarte scurte, pentru că am alocat 15 minute pentru dezbaterea acestei secțiuni, pentru că suntem în întârziere cu o jumătate de oră bună. Deci, programul până la pauză de prânz de la 1 și un sfert, cel mare este acesta. Avem un sfert de oră de întrebări, discuții pe marginea celor 5 prezentări, după care să facem o pauză de 5-7 minute pentru refreshment.
După care încheiem partea a doua prime secțiuni, fără prezentare de carte a Institutului, pentru că ele sunt prezente în mare parte aici, că nu trebuie să nu mai consumăm timpul cu o chestiune care poate fi fată ridicat altă. Dacă sunt comentarii și întrebări punctuale, în primul rând pentru domnul academician care a anotat chiar o chestiune. Contrar bănuielii tale, nu voi discuta chestiunea evrească ca să mă justific de ce n-a fost holocaust aici, ci la lucrarea ta. În 2000, congresul de la Oslo, unde era o secție condusă de o nemțoaică mică, proastă, tâmpită și așa, despre dictatur sau de lucruri de felul acesta, și n-a venit polonezul și eu, fiind în sală, era și Dan Benivei, așa că am martor, da? Am vorbit eu un sfert de oră, i-am făcut morală și am spus cum de n-a fost invitat niciun român, așa? Și după aceea mi-am adus aminte că România este singura țară care a cunoscut toate cele patru forme, nu de totalitarism, cât de discuție ce, de dictatură. Regală de război la Brunescu, fascistă, țelăsută zi regională și comunistă cea mai lungă. Mă rog, a fost aplaudă pe chestii, după care Dan Benivei vorbea de cele patru dictaturi ale Vladimir, ca și cum eu l-aș fi vretat, că am dat exemplu, păi deja Pătrășcanu a scris sub trei dictaturi și nu și-a dat seama că a patra îl va omoră și pe el. Domnul Zampirescu, ați prezentat o foarte frumoasă, obiectivă imagine a ce a făcut emigrația. Vreau să adac două minuscule instituții culturale care au fost, cum să spun, cinstite de președintele Partidului Național Țărnist când a mulțumit emigrației, grupul mai mare politic și un grup mic cultural în care a fost Boghier și Geronim, ci chiar și eu, deși nu mă suporta, fiindcă eram deja prieten cu el și doar era o marea luptă și a venit. Deci e vorba despre Institutul Românesc de lângă Sorbona, creat în Mircea Eliade, dar la care nu s-a dat niciun ban. Și atunci Boghier era director institutului și din când în când m-a organizat ceva, venind cu oameni din Germania ca mine și alți zăpacii și avea o activitate de pe care i s-a mulțumit. Iar la Bochum, studenții germani cu un lector care nu știa germana, dar știa româna, vine cu voci, elevul în Mircea Eliade, au creat o asociație care scotea o publicație și al cărui președinte era Boghier. Când am venit eu, am fost ales eu, fiindcă docentul respectiv a spus un adevăr, profesorul Iliescu are mai bune legături cu autoritățile germane, Ministerul Externe German, decât am eu. Și s-au făcut diverse lucruri și deci, deși nu eram suferit ca președinte lor, totuși mi s-a mulțumit mie și lui așa. Polonia. Întrebări, da. Eu am fost tatăl polonisticii din România, acum, din păcate, sunt bunicul, de aceea sunt obligat să spun câteva cuvinte. Întâi două fraze laudative. A stat în Polonia, au stat mulți diplomați, dar numai dumnealui și consilierul respectiv, au învățat Polona, s-au integrat, fiind și istoric, deci este în momentul de față unul dintre specialiști, nu al limbii și a culturii, ci al Poloniei, și istorie și politică. Doi, pentru sală. Nobilii poloni și intelectualii s-au considerat totdeauna deputații națiunii poloneze. Iar lupta clandestină a fost inventată de polonești și de la început femeile poloneze, când s-au despărțit, au împărțit și când au fost reprimați, bărbații erau ori plecați, ori omorâți, ori deportați în Siberia. Și atunci a început lupta clandestină condusă de polonești. Pe glob, cum există câte un grec în orice pol, mă scuzați, există o prostituată, o curvă, Vanda,
în toate orașele. Ei au dus luta și au făcut foarte multe lucruri, de aceea au o experiență mare, de aceea am încercat să ajut partidele și nu mai pus treia și a fost cu mine la Varșovia și am văzut că lui s-a plecat, că românii nu știu nici cum se lipește o asta, nici cum se păzește nimica, deci lupta clandestină este o praporanezilor de anii de mirare, atunci au avut și un papă, au contribuit decisiv la răsturnarea agoniei socialismului din Rusia. Domnul Tovarăș, cred că nu am nimica și nu mai vorbesc cu persoanele scășează. Ok, mulțumesc. Foarte mic răspuns în legătură cu asociația de la Sorbona. Știu că generalul Rădescu a dat niște ajutoare care însă au fost formă stagnate de către cei care preluaseră, de fapt, Comitetul Național Român, recte de Alexandru Crețean, care a asistat toate ajutoarele și a însușit, practic, acel fond național. De prietenul Buchec și a spus despre prezentarea momentul Holbrook. Nu știu cum îl interpretați, dar momentul Holbrook a creat o derută întreagă în cancelariile, cel puțin de la București și de la Sofia. Și depun mărturie de ce? Holbrook a fost cel care a sugerat acea împărțire a zonei noastre în The North Central Europe, care începea la Rimca și termina la București, și South Central Europe, care începea la București să termina la capul Matapan. Știm sigur că Jeliu Jelev și Ion Iliescu, și știu asta de la Ion Iliescu, echip direct, au fost foarte sensibili la momentul Holbrook. După aceea și regimul Constantinescu. Dar în momentul Holbrook, Ion Iliescu mi-a spus mie în calitatea mea de, nu de apropiata lui, o calitate cu care nu voi mântui întotdeauna, ci aici în adversitate, mi-a spus-o, în calitatea mea de secretar de România. Domnule profesor, povestea cu Sud-Estul, vă rog, lăsați-o mai moare. Era ministrul de externe, Cred Meleșcan. Că după aceea am avut o discuție, Iliescu, Meleșcan. Eu fusesem avertizat deja de colegii greci că această poveste a lui Holbrook este amețitoare. Ion Iliescu m-a spus atunci, trebuie să înțelegem că arondarea noastră este la Europa Centrală. Nu mi-a spus-o numai mie. Și Meleșcan a scris un articol în Net Review. Așa. Și a venit și Elena Zamfirescu, care se prefera de stat cu Mapping Europe. A fost o mare întâlnire la Cotroceni, în teatru de la Cotroceni, diplomați, și eu am fost rugat să vorbesc, eram audiovizual în vremea aceea, să vorbesc despre geopolitica acestui spațiu. Am spus ce gândesc și domnul Iliescu era gazda, a venit pe scenă și a spus cu toată stima pe gândul ăsta domnul academician, nu sunt de acord cu ce spune dumneavoastră. Replica mea și a fost, cel puțin nu sunteți Ceaușescu și pot să vă spun că n-aveți dreptate. Și de atunci a rămas un element de contrarietate, în momentul Clinton, Piața Universității și grupul primit de la Madrid, după Madrid, imediat, recunosc, domnul Iliescu era deja în poliție, și i-am spus
se pare că eu am avut dreptate și nu dumneavoastră. Grupul acela a intrat și noi am rămas grupul Vișegrad a intrat. Și după aceea au urmat o polemică publică între mine și buna mea prietenă Zoe Petre, era deja pe această problemă. Și Zoe, cu inteligența ei, a dat niște explicații, eu am rămas pe poziția mea. Și apropo, cu lucruri și teme, Vladimir îl cunoaște pe Friedman, nu? Așa. Din Galați, un evreu din Galați, că este marele specialist în limbi balcanice, sigur, la Evanston, Illinois. Și șeful slavistului în America. Exact. Și care ne-a spus-o public. La un moment dat, sub influența lui Holbrooke, Departamentul de Stat s-a adresat mai multe universități americane, era războiul din Iugoslavia, și le-au cerut texte pentru a fi aruncate bosnicilor în Bosnia-Herzegovina și croaților. Și Friedman, care, cum bine spui, este șeful slavisticii cel prin la Evanston, le-a spus, da, dar le redactăm, asta e inițiativa lui Hobbit, le redactăm în sârbo-croate. Le-a spus, nu! În bosniacă! Le-a spus, la bosniacă nu există. Asta era, sigur, nu, Hobbit era un diplomat foarte distins. Dar pentru o vreme a introdus confuzie. Și acum, domnul, acum nu mai e discuția, dar asta mi-a dat răspuns, am mers cu domnul Ilescu, era ministru, în Caucaz, și președintele era un tip foarte simpatic, președintele de la Erevan, și îl dusesem eu niște cluburi de jazz aici, era mai amator de jazz, nu? Și domnul Ilescu îi spune, eu consider că sud-estul Europei este în spațiul Caucazului. Ministrul aici prezent are altă opinie. A spus că e opinia mea. Dacă ambasadorul i-a spus, președinte i-a spus, eu sunt opinia ministrului dumneavoastră. Și pe președintele Stefanopoulos al Greciei s-a repetat povestea, pentru că domnul Iliescu avea această idee, nu știu dacă ești genul, noi trebuie să aparținem lui Central Europe. Proiectul Evolvuc sau proiectele americane sau ideile americane totdeauna au emanat în consonanță cu empatia sau gradul de efervescență al crizei, la criza din Iugoslavia. Da. Eu vreau să reconciliez relațiile cu lumea musulmană, de altfel susțin un stat. Uniunea Europeană, a fost la comunitatea economică europeană și arătase impotența în acest acord. De-aia spun. Și totul venea și de trei vicegradul, deci ați adus și ea spune foarte bine acolo, a fost Europa cu viteză variantă. Și firești. Sigur, și firești, mă rog, noi am cerut să intrăm în grup, nu ne-au primit, Roman a cerut, erau anumite, deși militar, eram apți față de Ungaria, să fac o comparație, armata era mult mai bine pregătită în operații multinaționale, cunoașterea limbii engleze, cunoașterea armamentului occidental, interoperabilitatea, aia a fost o decizie politică. Părerea mea, la Madrid n-a fost, ea spune acolo, punctul de vedere, n-a fost primiți strategii măcar, fiindcă se considera că flancul sudic e apărat de Grecia și Turcia, Polonia pe direcția de invazie SV și știm cine era Est, și patruaterul Boem Onorat cu Republica Ceea. Și atunci s-a intrat în aprilie 99, Vișegrad, care a avut și o mașinărie, sigur, financiară, diplomatică și în mod de vedere funcționează și acum. Vreau să spun să totul venea din școala lui Brzezinski. Asta era școala Brzezinski. Asta era școala Brzezinski. Asta era școala Brzezinski. Vreau să spun că l-am întâlnit la Budapesta și el era foarte îndreptat către Europa Centrală, în sensul ăsta. Eu am avut o discuție acolo. Nu, dar el amintește foarte. Așa cum domnul Iliescu era îndreptat spre Europa Răsăriteană, dar la un moment dat au fost tipul de gândire imprimat de Departamentul de Stat,
Iar diplomația noastră, cu o excepție, și țin să o spun, cea a lui Adrian Năstase, care a judecat foarte bine și foarte obiectiv acest lucru, mergea după cum cânta Cotroceniu, ori Ion Iliescu, ori Emil Constantin. Din ta încercați Confederația Balcanică cu Dimitrescu. Dacă mai sunt în maxim 5 minute alte întrebări sau comentarii, domnul... Da, putem să facem excepție să ne referim și la altceva decât faptul că dumneavoastră trebuie să plece? Da. Deci am anunțat că rog un program. Da, sigur, da. Vă rog să ne ținem de el. În voie, în calitate de arhitect și de istoric amator, vreau să mă refer la materialul prezentat de fără la un micuță microfon. Invers se ține. Asta e diferența între un arhitect și un inginer. Da. Deci, pot să trec la subiectul acesta. Vă rog. Da. Se pare că e normal să existe o reacție față de materialul prezentat de dânsul, care mi se pare că e foarte interesant și bun, și a spune că ar fi poate de avut de vedere faptul că așa cum s-a referit la represiunea care s-a desfășurat în cadrul Institutului de Arhitectură, deci referitoare la arhitecți, poate că ar fi interesant să vedem și în alte presuri și profesii cum s-a manifestat. Este un început foarte bun. Cum s-a manifestat aceasta în domeniul nostru de activitate al arhitecților, în faza aceea de pregătire și de formare. Deci, studiul este foarte interesant. Eu pot să vă spun, deci, mă cheamă Alexandru Budișteanu, sunt, spuneam, arhitect, istoric, doar amator, am 85 de ani, fac parte din această categorie, care văd care cum se diferențează și se convenește. Și arhitect șef al Bucureștiului. Bineînțeles, e important că a fost student în anii. Asta e alt subiect. Care face obiectul cărțilele, mă rog. Și în care prezint situația. În această postură. Deci ce vreau să spun? Represiunea care se manifesta în timpul acela când eram student, era de două feluri. Una care era generală, datorită influenței, cum se spunem așa, și doctrine de ansamblu în România, și cealaltă care se referea la niște aspecte legate strict de atmosfera din Facultatea de Arhitectură a Institutului de Construcții, că așa eram atunci și considerați. Deci, eu am intrat în facultate în anul 1948, am terminat după 7 ani. De ce după 7 ani? Pentru că în loc de 5, cât era la început, s-a transformat învățământul în 6 ani de arhitectură, plus am pierdut un an din motive de boală, tot tuberculoza care făcea ravagii în acea perioadă. Și, deci, dacă mă refer la atmosfera generală, era o totală subordonare față de gândirea nu numai sovietică, dar și cea rusească. De exemplu, noi învățam la curs despre superioritatea urbanismului rusesc transformat și transmis și în cel sovietic. Deci se spunea așa, când se compară o localitate care era în Rusia, aer, spațiu, verdeață, adică un sarță. Și zicea, păi da, se compară cu înghesuiala, cu mizerea în orașul occidental, cu clădiri înghesuite unele peste altele, ce nivel de igienă aveau, era mai de capul lor. Deci, Leon așa, de neapă de ploaie față de un sat din Marea Prusie. Deci, foarte interesant această preluare a unui trecut, care se dovedea că era impresionant și frumos și ecologic și în trecut față de înghesuiala asta, așa cu pretenții de cultură. Mă rog, și toată atmosfera cu directivele politice care se aplicau și nouă. Dar dacă ne referim la atmosfera din Facultatea de Arhitectură, se uite foarte bine de acea perioadă când, de exemplu, acest celebru Nicolae Chepeș, considerat, mă rog, sau fiind evreu ungur, care pretindea că vine de la Auschwitz. Deci, imaginați-vă scenă, atelier de proiectare, de studenți, apare Chepeș, se suie pe masă și spune, între noi se găsește un individ, un trădător, un nenorocit, trebuie să-l dăm afară din colectivul nostru. Acest tipic și urat de pe unul. Știți cine este? Este un capitalist care primește ordine, pace, trece. Să vorbim excluderea lui din facultate. Cine este pentru? Vă imaginați? Și atunci eu tot și așa. Ești afară, nu mai studenți. Nu vreți să fii. Vă dați seama la ce aberație ți-a ajunsese? Să spunea unul cu un de masă și trebuia afară din facultate. Și cine avea curajul să vină și să spună? Stai, domnule, că nu e chiar așa. Da, dar l-am zburcat, nici nu am mai pomenit despre el. Deci asta era atmosfera care
care suplimenta toată teroarea generală și, mă rog, atmosfera aceea, era absolut sinistră. Și toate numele citate și așa mai departe. Și vreau să mai refer la un moment, perioada anilor 50, când eram student, când basarabenii au fost excluși din organizațiile de partid, de tinere. Am sunt ședința când am fost chemat la unei comisii, eu din membru celălalt, ce erau, erau de ce sau de membru? Așa, erau de membru și nu. Și mi s-a spus, de ce te-ai refugiat din Uniunea Sovietică? Deci niște români îmi reproșau ei, că eu ca român, de ce am venit aici? Și mă uitam la ei și eram cutremurat, adică cum le-am să mă reproșați mie, eu am venit aici în România. De ce? Inadmisibil. Sigur, vreo fabricuță, vreo moșioară, în Basarabia, de-aia ai fugit de acolo. Și noi l-am verificat că se poate. De-aia lăsați chestiile astea. Exclus ca greșit în cadrul altă, stenea rapinată. Deci noi eram cetățeni sovietici și nu trebuiam să facem parte din, din partidul. Când era la Consiliul, când era românesc, ne eram altceva. E, și după aceea a fost adunarea de organizație de astfel de tineret, când mi s-a spus, următorii tovarăși se va discuta despre ei, nu au voie să ia cuvântul. Și a spus, domnule, dacă nu s-a hotărât, nu luați cuvântul. Deci noi se discuta despre soarta noastră, dar deja noi nu aveam voie să luăm cuvântul. Că totul a fost o glumă. Sigur că dat afară și așa mai departe spus. Deci, pe aceasta vreau să te felicit. E foarte bine că s-au spus niște lucruri. Sunt adevărate, a fost o perioadă neplăcută, tristă și așa mai departe, dar prezentată frumos și obiectiv. Și Bucovinenii a fost spus în discuție, dar a fost iertat după aceea. Mai avem Bucovinenii. Domnul Cătătul Acadino, noi suntem de responsabil ca încălcat oarecum programul pe care l-am. Ceea la apropo de ce spunea domnul Budișteanu, momentul Stalin a fost preluarea în arhitectura sovietică a marii tradiții rusești. Asta s-a transformat într-un mesaj al lui Stalin către, în 46 a fost, către vreasla arhitecților sovietici, în care mi s-a spus că modelul care a s-a dat de statului, modelul arhitecturii sovietice trebuie să fie arhitectura Kremlinului. Ce? Nimeni n-a avut curajul acolo să spună că Kremlinul este italian, de nord-italian, și după aceea la noi modelul Kremlinului a fost luat ca și la Varșovia și la noi cu Casa Scânteii. Este motivul pentru care, ca arhitect, vă spun că eu țin ca această Casa Scânteii să fie clasată ca monument istoric. Un predecesor al meu la conducerea Ministerului Culturii a vrut să cioplească toate secere, cioplanele și stelele din Casa Scânteii. Din fericire, am apucat să o facă. Eu am poziția contrară. Este un monument de mentalitate și de negativ cultură din epoca în care noi eram dați aflat în facultate. Una nu... Permiteți-mi să adaug arhitect că sunt două asemenea exemple, unul Casa Scânteii și celălalt este Palatul Culturii de la Varșovia. Ei ne-au depășit, l-au făcut și mai colonial, la de sus la noi. Eu vă mulțumesc, am fost foarte onorat să fiu și... Și scuzați-vă, și ultima observat, aceste clădiri alte sovietice semănau exact cu zgârie noi de la numărul 1913. Ok, domnilor, doamnelor, vă mulțumesc. 10 minute începem partea a doua, a primul.